Plecăm cu aceeași echipă de la începutul pandemiei. Eu am lucrat aproximativ 11 luni pe secția de boli infecțioase, fiind asistent coordonator. A fost o muncă titanică, oamenii s-au reîntors cu aceeași dorință de a salva vieți. Suntem o echipă unită, muncim foarte mult, tratăm pacienții după cum sunt și rezultatele. La un moment dat se vorbea despre oboseala. A fost o oboseală fizică, ne-am epuizat, am picat rând pe rând, ca să mă exprim așa, și eu am fost unul dintre pacienții pozitivi care am avut COVID și care am fost tratat aici de către colegii mei. Ce să vă spun, sperăm să nu mai ajungem la aceste clipe foarte grele. Când a stat cel mai mult împărcată cu acel combinezon? Nu vă pot spune. Cam 4-5 ore, cam așa, pentru că la un moment dat transpiram foarte, foarte tare, eram uzi și trebuia să ne schimbăm, simțeam că nu mai avem aer să respirăm. Dar din dorința, mă repet, de a fi alături de pacienți, am stat acolo foarte, foarte mult, cât a fost cazul. Ce înseamnă din punct de vedere uman acest efort? Adică cum vă afectează viața, inclusiv cea de familie, când lucrați cu pacienții COVID? Să știți că viața de familie am lăsat-o pe locul 2, pentru că am fost prezenți aici zi și noapte, am venit la orice oră, a fost nevoie să fim alături de ceilalți colegi. Ce să vă spun? Foarte, foarte greu, dar în același timp am avut și susținerea familiei de acasă și au fost de acord cu ceea ce facem noi. Pentru că oricare dintre ei puteau să fie în locul pacienților. Aveți ce vă trebuie la nivel de echipă? Avem absolut orice, nu ne-a lipsit nimic, suntem foarte, foarte bine dotați. Deci din acest punct de vedere nu ducem lipsă de absolut nimic. Față de anii anteriori? Nu, față de începutul COVID-ului, când am fost luați prin surprindere cu toții, asta se știe.